Stimați telespectatori, frați și surori, doamnelor și domnilor, din nou vă spunem bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Vă mulțumim că ne permiteți să intrăm în casele dumneavoastră și să aveți părtășie împreună cu noi. În cadrul acestei emisiuni căutăm să stăm de vorbă cu oameni temători de Dumnezeu, oameni credincioși care au o experiență sau mai multe din viața lor de credință, din experiențele lor cu Dumnezeu. În ziua de azi avem împreună cu noi un membru din adunarea noastră, un frate credincios, binecuvântat de Domnul, cu o familie cu 12 copii, care are mai multe experiențe frumoase într-o viață trăită cu Dumnezeu și lângă Dumnezeu și în frică de Dumnezeu. O să începem cu întoarcerea dumnealui la Domnul, chiar dacă această experiență a avut loc cu mulți ani în urmă, cred că în mintea dumnealui este încă proaspătă și are efect și din punct de vedere emoțional, ori de câte ori discută sau împărtășește acele evenimente petrecute atunci. Este vorba de fratele Dumitru sau Mitică Matache, pe care îl avem în studioul nostru. O să începem cu viața dumnealui în linii mari înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, eventual zona din care vine din România, condițiile în care a trăit în România și ce s-a întâmplat, cum a ajuns credința la dumneavoastră în sat sau în localitate. Da, în primul rând vă mulțumesc pentru că m-ați chemat și aș vrea să fiu de folos pentru cei ce ne ascultă, care urmărește și aș vrea să fie de folos. De asta am acceptat să vin. Eu, la vârsta asta, m-am gândit că e bine până la urmă să împărtășesc experiența mea la vârsta asta de 71 de ani acum. Pentru că mă gândesc că n-am făcut prea mult pentru poporul meu, pentru poporul român, care așa după cum cunoașteți fiecare cum este viața când te naști, te naști și trăiești în educația care ai primit-o de la părinți, din comunitatea, satul, orașul de unde ai trăit, a celor ce te înconjoară, a ceea ce ai făcut, cum ai trăit, fie că ai trăit la țară, fie că ai trăit la oraș, și așa am fost și eu. Și după ce mi-aduc aminte din copilărie, nu vreau să iau toate amănuntele vieții, dar unele care mi se par mai, care mi le mai pot aduce aminte mai bine și care mă gândesc că ar fi bine să le împărtășesc și cu alții. Am trăit într-un sat din regiunea Ploiești, așa era atunci regiunea Ploiești, comuna Amaru, satul Scorțeanca. Cei ce mă văd, nu este nimic, niciun secret, mă cunosc, știu prea bine și cum am trăit și ceea ce vreau să fac acum. Nu vreau să nici să exagerez și nici să spun lucruri decât lucruri adevărate și sincere. M-am născut așa, atunci, pe vremea aceea, că sunt născut în 43, 1943, la vremea când am apucat și să lucrez în colectivul de la muncă, de la sapa câmpului, de la lucrurile care se făceau, cei ce sunt mai în vârstă știu despre ce vorbesc. Am lucrat din greu până în momentul când am simțit și am, prin anumite cunoștințe, am plecat și am făcut școală de șoferi. Am plecat de la țară și am plecat la școala de șoferi. După ce am terminat școala de șoferi, m-am angajat și am locuit în Ploiești. Deci de la Amaru am trecut la oraș, la Ploiești. Cu o soție binecuvântată de Dumnezeu care trăiește și acum. Ne-a dat Domnul 12 copii. Dar înainte de asta, ca să plec din Amaru, viața a fost că am trăit, părinții mei au fost niște oameni
n-aș putea să-i condamn cu nimic, oameni muncitori, oameni harnici, și de altfel toată comuna noastră a fost oameni care a știut să lucreze, gospodari, nu bogați, dar gospodari. Și decenți, nu aș putea să condamn pe nimeni. Credincioși în felul lor, temători de Dumnezeu. Temători de Dumnezeu, sigur, în felul în care a înțeles ei. Și în contextul acesta ați trăit dumneavoastră și ați crescut ca și copil. Am trăit ca și copil și așa mi-a plăcut să fiu. N-am fost cumva condamnat sau acuzat de cineva că am făcut, dar oricum am trăit, după părerea mea, urât, în felul lumii. Nu vreau să spun aici cum a fost viața, cum este viața unui tânăr până la 18 ani. Am făcut lucruri care vă imaginați ce ar putea să facă. Tot nu m-a putut opri nimeni să fac lucruri care nu sunt bune, nu sunt lucruri decente, nu sunt lucruri... Ca să te rușine să le spui, exact. Și părinții mei, cum v-am spus, s-au ocupat cu pământul, cu vitele și așa am trăit eu acolo, până când într-o zi ce s-a întâmplat, eram la un prieten al meu acasă la el, care el avea porumbei. Așa. Și fiindcă nu era ocupația, n-aveam decât câteva vite, munca câmpului, era foarte mult timp liber, nu este ca și atunci când ești cu servici la o companie, la o fabrică, să ai în fiecare zi să fii ocupat, să te duci la ora. Aveam foarte multe zile libere și eram acolo cu porumbei, vreau să plăsesc și eu porumbei, ei aveau porumbei prea mulți și eu n-aveam deloc. Și atunci, stând acolo de vorbă, într-o zi a venit un om, spuneam noi că la noi acolo în comuna Amaru este timp de teren de bărăgan, cum aș putea, aproape de bărăgan, dar teren șes. Noi spuneam la munte, în partea de unde era munții și pădurile. Deci a venit un om de la munte. De acolo un om de la munte, care era prieten cu gazda, de unde se cunoșteau, nu știu, a oprit acolo, a poposit pentru ca să-și odihnească caii pentru o jumătate de zi sau ceva. Și în timpul ăsta, fiind acolo, omul acela, fără să știu, el era credincios, nu ca și părinții mei, nu ca și oamenii din satul meu. În satul nostru nu se pomenea de un fel de așa credință. Ceva deosebit mi s-a părut mie atunci. Și a început să vorbească. Și dumneavoastră ați fost acolo la prietenul dumneavoastră? Eram acolo. Pentru porumbei. Exact, eram acolo, așa. Dar mi-a plăcut la discuția aia că omul ăla a făcut în așa fel ca să fim la o părtășie înainte de masă, că s-a pregătit masa ca să mănânce el, că era călător. Așa. Și atunci omul ăla s-a ridicat în picioare, care eu nu știam ce înseamnă asta, s-a ridicat în picioare și a făcut o rugăciune către Dumnezeu. Dumneavoastră n-ați fost obișnuit cu astfel de experiență. Nu știam ce e asta. Și pe mine m-a mișcat așa de tare că chiar n-am știut ce se întâmplă, că am plâns. În timp ce omul se ruga, da. Băiat la 18 ani, care era învățat cu toată stricăciunea care o trăiam și nu știu ce, chiar nu mi-am explicat și nici acum nu mi-am explic că de ce s-a întâmplat așa de dintr-o dată și fără să mă îndemne nimeni la ceva decât atâta, asta s-a întâmplat cum eram acolo. Și pentru că omul ăla a văzut că eu sunt mișcat într-un fel deosebit, de ce nu știu, a căutat să vorbească cu mine și cu noi toți acolo și explica despre pocăință ceva, care eu nu știam nimic ce aia, că nu știam despre Dumnezeu decât așa, Dumnezeu și Dumnezeu. Ne duceam cu părinții la biserică, în special la Paște. La Paște atunci știu că mă duceam, la Crăciun prea rar, dar m-am micat să duceam la Paște și la Crăciun știu că mergea. Deci de 2-3 ori pe an mergeați la biserică și știați că este Dumnezeu. Că este Dumnezeu, atâta, dar nu știu. Cam aici se limita cunoștința dumneavoastră despre Dumnezeu. Dumnezeu. Dar când călătorul cu căruța a rostit rugăciunea, ceva v-a atins? Da, sigur. Și el a intrat în discuție cu dumneavoastră. Despre ce a vorbit? El m-a întrebat, s-a uitat la mine, a admirat probabil, nu mi-a spus mie și nici nu mi-am dat seama felul meu de așa, zice, m-a întrebat că a văzut că sunt în preajma de a merge să mă duc în armată, să recutez, aveam 18 ani, zice, știi ce o să se întâmple, zice,
că văd că tu ești un băiat care ai putea să-L înțelegi pe Dumnezeu și să înțelegi despre credință. Ce bine ai face dacă ai putea să te pocăiești. Pentru că dacă tu o să te duci în armată, pentru că ești tânăr și frumos, așa mi-a spus, ei o să te recruteze și o să te bage în școala de poliție. Că așa erau atunci, probabil că tinerii ăștia care îi selecta, cum li se părea lor categoria, cum arătai și așa, o să te bage în poliție și după aia ai terminat numai... Nu. Și mie mi-a surât lucrul ăsta, mi-a plăcut că eram fără servici, să trăiești la țară și la sapă și la astea, când am auzit că să mă bage în poliție, să fiu polițai, mi-a plăcut de minune. Dar nu i-am spus lui așa ceva. Și după aceea cam atât a fost, dar mi s-a deschis mie orizontul ăsta de ce este cu Dumnezeu. Și eu citisem omul ăsta la care am spus că eram prieten cu băiatul lui, avea niște cărți, că pe timpul acela, în 1960, să zic, 61, nu era, n-aveam noi de la țară acces la biblioteci, la librărie, deși mie îmi plăcea să citesc, să studiez așa, povești, romane, mai așa. Omul ăsta avea, mi-aduc aminte, avea câteva romane de Jules Verne. Așa. 20.000 de leghe sub mării și nu mai știu ce a fost, așa ceva. Mai încă un așa, care le-am citit, imediat le-am citit toate, iarna, era iarna. Prietenul dumneavoastră avea cărțile. Prietenul meu avea cărțile și așa. Mi le-a dat și le-am citit înainte de întâmplarea asta cu omul acesta. Și după ce am citit, după ce am aflat eu că omul ăsta avea ceva tangență cu ceva credincioși, și am văzut la ei o carte, un Noul Testament. Și după ce i-am citit toate cărțile care le-a avut, zic, Nazaria, că așa-l chema, nu vrei să-mi dai și cartea asta să o citesc? După ce am vorbit cu omul ăla, știi? Uh-huh. Că vreau eu să aflu despre Dumnezeu. Dar el, în chip de râs așa, dar ce mitică, vrei să te pocăiești? Nu mi-a plăcut, e rușinos, dar așa, da. Nu vrei, dar știi, mă tale, că eu... îmi place să citesc, nu știi, ți-am citit toate cărțile și de ce să nu citești? Nu, ok, zice, nu, normal, na, ți-o dau, zice. Mi-a dat-o și am început să citesc, Noul Testament era. Așa. Nu, niciodată n-am auzit așa ceva, că nu aveam nici noi în casă, nu era popular în sat. Ați început să citiți cu prima carte, Evanghelia după Matei, ca orice sau carte, la întâmplare. Nu, ca orice carte. Ați citit Biblia eu am sau Noul Testament? Noul Testament mi-a plăcut să încep ca la orice carte, de la prima pagină, așa. Dacă se poate și introducere, dar n-avea introducere. Și am citit, când am citit cartea, prima carte a lui Matei, nu m-am dus până acum, nu știam ce e Matei sau titlurile astea de cărți. Am citit cartea lui Matei toată, a fost ok și îmi plăcea, mă mișca, că zic, mă, zică, eu cu mintea de copil, fără să mă consult cu nimeni, citeam că acum am citit și celelalte cărți. Așa. Și mă zic, să știi că Dumnezeu așa este, cum spune cartea asta. Nu cum am știut eu sau cum vorbește lumea asta din sat, cum trăiește lumea asta. Mi s-a părut ceva deosebit. Ați descoperit voia lui Dumnezeu în cartea paginile asta. Primei Evanghelii. N-am putut să zic voia lui Dumnezeu. Dar eu cred, asta a fost voia lui Dumnezeu, normal. Dar am descoperit ceva deosebit, ceva care nu știam, ceva care m-a uimit. Și dar după ce am terminat cartea lui Evanghelia lui Matei, am trecut... Așa. Era sfârșitul Evangheliei, altă carte, am văzut că e alt capitol, ziceam eu așa, altă așa, întâmplare. Așa. Când am început să citesc în Evanghelia următoare, care este a lui Marcu, am citit o pagină, două, trei, patru, am început să citesc și că eu de câte ori citeam, întrerupeam după 20-50 de pagini, opream, puneam o hârtie, îndoiam și foaia și nu știu ce. Dar începea să fie aceeași poveste. Ba despre pilda cu oaia pierdută, cu banul pierdut, cu femeia, nu știu ce, cu anumită întâmplări care le făcea, minuni care le făcea Domnul Iisus. Și pe mine mă și enerva, mă, dar zic, eu am citit, domnule, aici, n-am pus bine semnul. N-am pus bine semnul și eu am luat citesc din urmă. Am pus bine, am și scris pe ce pagină sunt și am și îndoit foaia. Și pe urmă am început. Și mai departe, iar dau peste aceleași întâmplări care le făcea Domnul Iisus, care se întâmpla întâmplări și iar m-a deranjat.
Până când am terminat Evanghelia lui Matei, am trecut la lui Marcu, am trecut la Evanghelia lui Luca și pe urma lui Ioan, tot la fel, în o neliniște, dar îmi plăcea. Băi, Dumnezeu așa este, drumul așa e, dar de ce-o fi astea? Deci, nu înțeleg. Deci dumneavoastră care ați fost obișnuit cu citirea multor cărți și romane, ați fost pur și simplu șocat la început cel puțin de două lucruri. Unu, că vorbește Dumnezeu și că e ceva special în cartea asta. Exact, da. Și doi, că se repetă ceea ce n-ați văzut în alte cărți. Da, de ce în Marcu citesc aproape aceleași lucruri ca și în Matei? Lucrul ăsta v-a uimit și v-a chiar și deranjat foarte puțin mult. Da, la început. Da, pentru că zic, toate cărțile care le-am citit aveau un început și o continuitate și un sfârșit. Dar asta a fost diferită până am citit cele patru evanghelii. Când am ajuns la Faptele Apostolilor, s-a schimbat, că era foarte frumos. Era preluări și din Evanghelie și continuități și lucruri nemaipomenite și le-am citit-o cu toată plăcerea și am mai luat-o din nou de la început și o citeam și acolo nu îmi plăcea, cum am zis, că nu până când cineva nu mi-a explicat cum e cu Evangheliile Matei, Marcu, Luca și Ioan. Și atunci mi s-a descoperit, dar eu am rămas pătruns și hotărât că calea lui Dumnezeu este calea care ți-o arată Scriptura, Biblia. Și este luminat. Și am spus lucrul acesta pentru cei ce pot să... Că mulți, sunt convins că sunt foarte mulți în situația mea. În situația în care am trăit eu și multă lume și am avut de gând ca să spun lucrul ăsta și aș vrea să se facă lumină, ce aș dori să se facă lumină în multe inimi de oameni, așa cum s-a făcut în inima mea, că este necesar, este de mare deci, folos. Deci după citirea și studierea Scripturii, ați ajuns la concluzia că în Scriptură se descoperă Dumnezeu, se descoperă voia lui Dumnezeu, că așa ar trebui să trăiască omul, cum arată Scriptura, și în inima dumneavoastră ați hotărât să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu, să vă schimbați calea și să adaptați un alt stil de să adoptați un alt stil de viață. Exact, pentru că pe mine m-a pătruns și m-a convins, așa de convingătoare a fost pentru mine citirea Scripturii, că nu se mai putea altfel. Pentru că e logic când vezi că înțelegi din Scripturi pe Dumnezeul gloriei, Dumnezeu care a creat universul și tot ce ne înconjoară, care nu te gândești la Dumnezeu. E una să te gândești la Dumnezeu așa într-un chip, Dumnezeu ușuratic. Și alta e să te gândești la Dumnezeu care a zis să fie lumină, să fie soarele la locul lui, să fie luna la locul ei, să fim noi pământul care stă pe nimic, să fie și toate minunățiile astea, când le-am înțeles, de mereu le înțelegeam și acum înțeleg mai mult, că nici acum parcă nu sunt destul de pătruns. Nimeni nu poate să spune că le știe pe toate, dar e minunat. Care a fost reacția familiei dumneavoastră în momentul în care a observat, mă gândesc că cei din familie, părinții, frați, surori, membrii familiei au observat că ceva s-a întâmplat cu Mitică, dacă Mitică vă spuneau, cum da, vă spunea da, mama. Mitică, da. Așa. E imposibil pentru cei din casă să nu se uite la Mitică și să vadă că ceva s-a schimbat, ceva nu e în regulă cu Mitică. Reacția lor, dacă puteți să o împărtășiți, este extraordinar după aceea. Este incredibil cum a fost, că îți vine să te indignează. Că ei, când a aflat, prima dată n-a știut ce e cu mine, pentru că eram un om care mergeam la lucrurile destrăbălate, aș putea să spun, ale care le practica satul meu și tinerii și lumea din satul nostru. Eram și aproape că părinții mei, pentru că eram așa de vioi și zburdalnic și așa, și mă băgam în multe lucruri nesănătoase, părinții mei au observat și că cât erau ei de... așa cum la educația lor, chiar îmi ziceau, trage atenția, nu-i bine ce faci, nu te mai duci acolo noaptea, nu mai te duci așa, o să-ți dea cineva cu ceva, un par în cap, o să pățești ceva rău. Deci îmi trage atenția. Și acum, după întoarcerea dumneavoastră, ce s-a întâmplat? Asta vreau să spun. După ce m-am
m-a schimbat pe mine citirea Scripturii într-un fel. Eram ca o domnișoară din aia, ca o fată din aia de împărat care îi era frică să mergă undeva, să nu-i se întâmple ceva. Eram foarte pios, sensibil și atent. Și când a văzut ai mei, zice, mă, ce-i cu tine? Zice, de ce ești tu așa? Nu bănuia nimic. Aha. Nu bănuia nimic, pentru că el știa că eu citesc. Și nu știa ce citesc eu, că nu-și băgai nasul în cărțile mele niciodată. Și atunci, de ce ești tu așa? Zice, ți-a intrat grija că s-a apropiat armata și te duci să recrutezi? Și, da, poate că și asta, da, nu am îndrept să le spun eu că m-am pocăit și nu știu, nu. Dar în timpul ăsta am început să am luat contact cu ceva, am auzit că undeva sunt adunări, așa le spunea, adunări, adunare de pocăiți. Niciodată n-am auzit așa ceva în viața mea, până să mă întâlnesc cu omul acela, care mi-a dat prima lumină, după ce am citit, am luat legătura, am mers la o adunare la care m-am făcut și membru undeva, îi spunea Comuna Colceag. Cine cunoaște zona, știe. Și ați participat la slujbe, la întâlniri? Că, da, acolo. Și când am început să mă duc, apoi mă duceam regulat, în fiecare duminică, odată pe duminică, mă duceam cu bicicleta, era 25 de kilometri. Nu era chiar aproape. Apoi mă duceam așa, în așa fel, că era niște geruri și niște ierni, din mie mai groază de ce am făcut lucrul ăla. Când plecam de acasă iarna cu bicicleta, că dimineața eu trebuia să mă scol la 7 și să plec la 9, era să începea programul, și trebuia să plec cu vreo oră jumătate înainte, cel puțin, la 7 plecam, și era un ger într-o dimineață așa de mare, că când am ieșit din sat, mă duc, m-am îmbrăcat cu ce aveam așa, cu geaca și cu ăsta, mănușii de piele pe bicicletă și dar când am ieșit, n-am mers o jumătate de kilometru de sat, că am înghețat tot. Am înghețat tot, așa era de ger. Și zic, bă, mă întorc acasă că mor. Zic, nu, am înghețat mâinile, eram tânăr, dar mi-a înghețat mâinile și picioarele și așa, de gerul ăla. Puh, mă mor, mă întorc, am scos mănușile de mâini, că nu mai puteam, le-am pus pre picioare așa și am luat zăpadă și m-am spălat bine pe mâini așa. După ce m-am spălat de câteva ori cu zăpadă, am făcut așa și s-au uscat mâinile și am băgat mâinile în mânuși. Și s-a încălzit mâinile. Eu mă duc înainte. Și m-am dus la păgerul ăla și am vrut să spun că așa era de punctual, că ajungeam înaintea celor care era în sat. Mă duceam acolo, eram primul, așa eram dedicat, sigur. M-am dus și eu mă duceam, am făcut parte din biserica de la Colceag, cum v-am spus. Și după ce m-am pocăit, a aflat, după ce m-am dus de câteva ori la biserică, a aflat părinții că eu mă duc la o adunare de pocăiți. A aflat. Și a trebuit să le spun. Da. A trebuit să le spun. Când a aflat părinții, mămica în special și tăticul plângea ca un copil. Zice, nu mă crezi tu pe mine și îl crezi pe Zaharia, pe hoțul ăsta, că ăla, omul ăla fusese la rândul lui un hoț, așa fura, așa, cai și asta. Înainte de pocăință a fost hoț. Și tu îl crezi, așa îi mergea numele, că era, avea casa mai afară din sat, așa, și zicea lumea că e hoț, ăsta e hoțul de Zaharia. Tu te-ai luat după hoțul ăla care lumea râde și ne faci de râs, tăi, și nu mă crezi pe mine, tăticul tău. Și îl crezi pe hoțul ăsta, tăticule, dar eu nu de pe hoțul ăsta îl cred. Eu am studiat, am citit Biblia, am citit Cuvântul lui Dumnezeu. Și am luat legătură și am văzut cum e calea lui Dumnezeu, care trebuie urmat. Mă tale, mi-e îmi pare rău că sunteți așa de trăiți într-o întunecime în satul ăsta aici, că nu vreți, hai să înțelegem, nimic nu există, ne faci de tot râsul lumii și nu știu ce. Și mămica, dacă a văzut că n-a în toate metodele, a zis, hai să te însurăm, că poate schimb mintea. Surorile mele care erau mai mari ca mine, eu îți dau o oaie să o tai la nuntă, eu îți dau bani, nu știu ce, mămica zice, eu îți dau bani să te duci unde te duceai mai înainte, distrează-te, dar numai nu te pocăi. Îmi zicea, apoi cum să nu mă pocăiesc dacă eu am aflat că asta e calea? Nu e calea asta care o trăiește lumea și care am trăit eu, e calea lui Dumnezeu, este sfântă. Și eu, dacă am înțeles, e calea sfântă, pe cum să nu mă pocăiesc? Și după aia, dacă a văzut ce s-a gândit ei, mi-a luat hainele care le aveam mai bune și le-a adus, am aflat după aia, le-a dus undeva la un preot mai bătrân, undeva mai la munte,
să citească peste ele, că cineva mi-a făcut mie vreo fată care, știu eu, așa, mi-a făcut mie ceva ca să mă prostească de cap. Ceva de scântece. Așa s-a gândit. S-a adus hainele, dar eu n-am știut că mi-a adus hainele acolo. A venit cu hainele. După aia, dacă a văzut că n-a avut efect dusul hainelor, a chemat pe preotul din comună, că credea că popa, fiindcă e bătrân și cărturar, va avea influența asupra dumneavoastră și va putea să vă convingă. Exact. Va avea acces. Asta a fost intenția. Și a venit preotul la dumneavoastră acasă? A venit, l-a chemat părinții. L-a chemat părinții. Și a stat acasă atunci sau a fugit? L-ați înfruntat? Nu, l-am văzut că a venit și a venit cu plăcere, chiar am vrut să vină. Apoi mămica era acolo și o bătrână mea și nu mai țin minte dacă mai era cineva. Și apoi când a început discuția, mămica era cu multe culori, ba vânătă, ba enervată, că eu mă uitam la preot, dar o vedeam pe ea cum îi. Și vrea ca preotul să mă liniștească, să-mi spună câteva cuvinte care să mă lase de cred, să mă las de credința mea, de rătăcire, că asta așa credeau ei. Și pe urmă, mă mitică, zice, părintele, preotul, eu să rămân la părinte, am fost respectos cu el și el a vorbit frumos cu mine, zice, am auzit că te-ai pocăit, că ce, nu știu ce, te-ai rătăcit, ceva așa de genul ăsta mi-a zis, nu m-am mustrat rău, dar așa mi-a zis. Zic, da, dai că părinte, zic, uite care e treaba, eu am vrut să, am citit, uite așa, citesc ceva și am văzut cam cum este ca să te apropii de Dumnezeu, din câte am înțeles eu. Și atunci, uite, eu nu știu să vă spun prea multe, dar zic, uite, eu citesc cartea asta, Biblia, o aveam. Și zic, uite, o citesc, mămica era acolo. Și zic, o citesc cartea asta și mămica îmi reproșează, ăla, că cărțile mele sunt de la diavolul, sunt cărți diavolești. Sunt cărți de-alea rele care mă rătăcește pe mine de minte. Și acum, nu, fiindcă sunteți aici, eu mă bucur, zic, uite, luați cartea asta dumneavoastră, uitați-vă în ea și spuneți-i dumneavoastră lui mămica, dacă cărțile astea, să nu mai păcătuiască în felul în care o face, că zic, acum spuneți-mi și mie, spuneți-i și ei, dacă cartea asta este sfântă sau este de la diavolul. O ia preotul cartea în Biblia în mână, să uită în ea, a văzut că e Biblia, și zice, nu, tată, zice, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Mămică, zic, auzi? Îi spune lui mămica. Mămica să moară, să învieze și să nu știu ce, că ea avea altă așteptare de la mine. Deci, să înțelegem, mama a chemat preotul ca să stea de vorbă cu dumneavoastră, să vă aducă înapoi care credeai că e bună. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât v-a inspirat pe dumneavoastră să puneți o întrebare preotului, exact, care să vă ajute în cearta sau neînțelegerea cu mama. Da, cu părinții, da. Deci preotul, ce a spus preotul? Că, nu, tată, nu, zice, asta este când s-a uitat în ea și a văzut că e Biblia. Că probabil că prima dată pe afară, s-a uitat în ea, a deschis-o și normal că un preot când deschide o Biblie vede că e Biblia. Și că dacă e Biblia, nu poate să fie altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis, nu, tată, ăsta este carte sfântă, ca e cuvântul lui Dumnezeu. Mămica, auzi, să nu mai vorbești, că mi-e frică că nu știu ce-ți face Dumnezeu. Că cum să spui cartea asta, că e carte de-a diavolului, i-am spus lui mămica. A rămas tot împietrită, tot adică nemișcată, nu, n-a vrut să primească așa. A plecat preotul și preotul în timpul ăla a zis, zice, treaba ta, zice, dar... Zice, știi ceva? Eu am să-ți trimit o carte, să o citești și după ce citești cartea, să-mi spui și mie ce ai înțeles tu din carte. Eu am primit, zic, sigur că da, trimiteți-mi, că eu citesc cărți, mie îmi place să citesc și dacă îmi trimiteți o carte, eu vă promit că citesc și am să vă povestesc ce am înțeles din ea. Mi-a trimis-o pe o persoană, pe o femeie care mergea mai regulat la biserică, că mămica nu mergea regulat, eu nu deloc acum, și mi-a trimis o carte și mi-aduc aminte că eu acum, când mi-a adus cartea, mi-a fost rușine, zic eu, trebuie să citesc cartea asta, că trebuie să-i dau răspuns, că mi-era rușine, eu băiat mare și să nu-i spun preotului că am citit și o carte, ce am înțeles și eu din cartea lui. Deci, normal, trebuie să presupun că dumneavoastră ați primit o carte de la preot, carte care trebuia să vă influențeze din nou, să vă întoarceți.
Probabil că așa a fost. Nu cred că era o carte care vă chema la pocăință. Nici eu nu știu că am citit. Eu am citit corect. Sunt curios, da, spuneți. Corect, ca orice carte care o citesc, iau de la prima pagină și citesc interesant, ca să înțeleg, dacă nu înțeleg de la, nu frunzărit așa. Am citit de la început și am ajuns la o pagină, poate pagina 20-25, nu mai țin exact. Am citit, am anunțit. Ce a scris până acolo nu mai țin minte, dar acolo, fiindcă a fost un lucru foarte interesant, aia n-am uitat nici acum și nu o să uit niciodată. Zicea așa, zice Biblia, asta este prima din fraza respectivă, Biblia însemnează carte, cărți și cărțile. Așa scrie acolo. Biblia înseamnă carte, adică că e o carte, dar e formată din mai multe cărți și cărțile ei. Așa. Ce, carte, Biblia este o carte, cartea, cărți și cărțile. Așa. Și pe urmă, în continuare, zice, Biblia este cartea cărților și mama cărților. Așa cartea scrie acolo. Cărților, mama cărților. Carte, cărți și cărțile. Și pe urmă, zice, în continuare, Biblia este cartea cărților și mama cărților. Așa a scris acolo. Când am văzut eu ce a confirmat pentru mine cartea aia, nici n-am mai... Mie nu mi-era așa ca să citesc cartea, decât să îmi fac un rezumat ca să pot să-i spun preotului, că să nu mi-era rușine. Mi-a fost destul, zic, gata, am închis-o și am trimis-o înapoi pe femeia aceea și zic, dacă mă cheamă preotul, îi spun, zic, uite ce am înțeles din cartea dumneavoastră. Am înțeles că Biblia este cartea cărților și mama cărților, nemaipomenit. Și eu atum, că am citit mai multe cărți și nu știu, acum eu vreau să rămân la Scriptură o lungă perioadă de vreme și să mă consult cu Biblia și să mă conduc după Biblie, dar nu m-a chemat. Deci până la urmă și domnul preot v-a dat dumneavoastră o carte foarte bună, carte care v-a îndreptat la Scriptură. Și parcă m-a încredințat și mai mult. V-a ajutat cu mai credință. Da, că zic și preotul spune că Biblia... Deci nici prima încercare de a vă devia de pe calea adevăratei credințe n-a reușit prin preot, nici prin carte n-a reușit. Dimpotrivă, și una și cealaltă v-a încredințat că Biblia este Sfânta Scriptură, că este o carte formată din cărți, care conține cărțile. Aceasta denotă exclusivism, adică sunt cărțile cărților. Exact. Celelalte pot să fie cărți. Da. Aici sunt cărțile, adică singurele cărți care aduc adevărata viață și descoperă adevărata credință. Din zilele acelea, hotărârea dumneavoastră a rămas pentru Dumnezeu, pentru credință, pentru pocăință până în ziua de azi. Dacă sărim puțin peste ani, după cum am istorisit la început, v-ați căsătorit, Dumnezeu v-a binecuvântat cu 12 copii. Când ați venit în America? Păi în America am fugit, că era comuniști atunci și la noi la Ploiești acolo nu era ca pe alte părți. Era foarte greu, foarte greu. Securitatea era foarte... Nu s-a discutat de străinătate, cum se discuta de front, cum era pe acolo, cum auzi. Cum era în zona Arad, da, Timișoara, sau Ardeal, sau unii din Bucovina, care deja trecuseră. Da, din zona dumneavoastră foarte puțini au trecut. Da, eu am fost între primii. A fost unul care a fugit înaintea noastră. În ce an? În 84. În 84. Deci în 84, da, ați trecut frontiera mai multe, da, persoane împreună. Eu și mi-am luat doi băieți cu mine, primul băieți care a fost unul de 14 și unul de 15. Asta e diferența. Deci copiii dumneavoastră. Copiii cei mai mari care i-am avut atunci și n-am vrut să-i las cu maica sa, că știam că se fac neascultători de mamă și eu eram la cel care îi educam bine, după părerea mea. Și am luat eu cu mine ca să-mi fie... Ați ajuns în Iugoslavia? Sigur, am trecut peste Dunăre și am ajuns în Iugoslavia. Și din lagărul din Iugoslavia, unde ați venit în America? Fiindcă s-au umpluse lagărele, că fugeau mulți atunci, ne-am trecut pentru o lună jumate, așa, ne-a transferat în Italia ei. În Italia, cu un avion din Iugoslavia, că s-au umplut hotelurile pe acolo, așa, și...
ne-a transferat, și am mai stat și acolo la Roma. În America ați ajuns unde? În Chicago. Așa. În noiembrie. În 85, presupun. 84. 84. În același an, am deci fugit, destul de repede. Repede au... Da. Am plecat când și-a luat copiii vacanța mare în iulie, cred că a fost iunie sau iulie, așa, când a luat copiii vacanța mare, am plecat imediat, că mi-am zis că dacă cumva mă duc în cursul anului și ne prinde, zic, dacă ne prinde, la copii le dă câteva perechi de palme, pe mine mă bate mai rău și mă bag în pușcărie, dar zici, pierde copiii anul de școală. Dar zic, dacă mă prinde în timpul când anul e încheiat, nu mai poate să-i facă repetență, trebuie repete un an de școală. V-ați gândit la copii? M-am gândit la asta, zic, să nu pierde copiii un an de zi. Dacă ne prinde, ne prinde, dacă nu ne prinde, nu ne poate. Și apoi le-am povestit la copii, bă, uite, nu am putut să le povestesc mult mai devreme, dar cu vreo două zile înainte le-am spus numai. Mi-era frică că îl spune la ceva prieteni și atât am trebuia. M-a luat din plapon poliția aia. Ați ajuns în America, revenim în America, ați ajuns în America în Chicago în 84. Cât timp ați locuit acolo? 11 ani. 11 ani împreună cu familia, soția, cu ceilalți copii au venit și ei în America. Da, după un an jumate. După un an și jumătate. Și în Arizona v-ați mutat? În 1995. În 95. Deja aveți aproape 20 de ani de Arizona. De Arizona, da. Aveți o experiență interesantă care am aflat-o atunci și ar fi o ocazie bună ca să o împărtășiți cu telespectatorii și cu noi toți. Dumneavoastră erați cândva mai pasionat decât azi în pescuit, călătoriile pe lac, o recreere bună pentru cei care locuiesc în Arizona, aproape 12 luni pe an, timpul în favoarea noastră. Ce s-a întâmplat într-o bună zi? Ca să nu spunem de la început, doar așa dreptat. Ce s-a întâmplat într-o bună zi cu un pește? Într-o zi cum lucram, așa m-am întors de la servici, de la lucru, seara, la ora 6 am sosit acasă, după ce am făcut așa o baie. Soția am pregătit o ciorbă de pește, așa acru, cum îmi place mie. Și nu știu dacă am luat de 3 ori, de 2 ori știu sigur că am luat așa, cu lingura de asta. Și din greșeală am înghițit un os de pește. Din a doua lingură. Dar am mai înghițit-o așa, că orice om greșește să înghiți un os de pește, nu-i mare lucru. Și când am înghițit, băi, am înghițit un os de pește, dar s-a dus, nu că așa, n-a glumit. S-a dus și, băi, am căutat să fac toate eforturile să-l fac. Ați tușit, căutat să... Și dacă am văzut că nu iese așa prin asta, cu degetele, am înghițit pâine mai uscată, să se ducă, nu știu, a rămas undeva aici în esofag, înfipt. Că așa cu am osul de pește acasă, îl țin într-un borcan așa mic, e urât și mare și... Parcă îi zici că e un cârlic care prins pește cu el. A rămas el aici așa. A intrat în esofag. În esofag. A rămas așa și a stat vreo oră acasă seara atunci. N-am mai putut nici să mănânc, nici asta. Și m-am decis să mă duc la emergență. Nu pot. Durere, aveam dureri până în umeri așa. Parcă mă înjunghea cuțite de durerea aia. M-am dus și la doctor acolo și... Ați ajuns la spital? La spital m-am dus, la spital, la emergență. Ăștia, știi, la emergență te țin încă vreo două ore, că e multă lume. Îi ia pe aia care e mai rău ca mine, care vin de la accidente, îi ia doctorii, mai ales că era seară, nu eram personal foarte mult. Asta după vreo două ore, poate că m-a luat și am explicat, domnule, uite așa, un os de pește în gâtul meu, faceți cumva și scoateți-l. Căutați să mai îmi pună mai multe întrebări, auzi, scoateți-mi osul, zic, că nu mai pot să mai vorbesc. Și apoi zice, uite care ce facem, te adormim. Mi-a povestit cum o să-mi facă, ce o să faceți în ce vreți, numai scoateți-mi osul. Te adormim și o să băgăm așa pe gâtul tău, că dacă nu te adormim, nu putem să băgăm noi pe gâtul tău, că nu reziști, da. Faceți ce vreți, numai scoateți. Dumneavoastră n-ați fost interesați în procedura pe care o să folosească medicii. Ați vrut să vă scape de durerea care era deja insuportabilă de câteva ore. Da, așa, exact. Și apoi m-a adormit, zic, dar știți ceva, nu aruncați osul de pește, să mi-l arătați. Nu că să-mi spuneți ce povești, nu, să-mi arătați osul de pește. Zic, nu, nicio grijă. Și m-a adormit și apoi ce-a făcut ei acolo, mi-a scos și mă trezește. Băi, scoală-te să vezi osul de pește. După, și m-a trezit din anestezie.
sănătos. Mi-a dat osul, mi l-a înfășurat în ceva și mi l-a dat acasă. Moștenire. A, așa. Și zice, peste două zile să faci follow-up, să vii la, să stai de vorbă cu mine. Doctorul mi-a zis. Bine, eu bucuros. Eu nu aveam intenția asta că zic că ăștia vrea să mai ia bani, să pierd timpul cu ei pe aici. Bine că mi-ai scos osul, că eu n-am avut nevoie de voi, de doctor și de nu știu ce. Bine că mi-ai scos. Am plecat la lucru din nou, că eram plin de viață și de entuziasm și de, aveam viteză mare nu, la lucru. Nu aveați intenția să vă întoarceți înapoi peste două zile? Aveați nici intenția. Vorbă, nici nu m-am dus. Nici ați zis, bine, eu plec acasă, da, sănătos, fără os, în esofag, da, am scăpat. Da. Ce... Ne vedem peste 10 ani sau 20 exact, de ani. Sau niciodată. Sau niciodată. Mă sună după vreo 4 zile un telefon la lucru, că avea numărul meu de telefon. Acum mă sună telefonul, mă zice, mă sună o fată de acolo, o lucrătoare de asta care e nursă, zice, tu ai făcut follow-up cu doctorul să vorbi după 2 zile și n-ai venit. Doctorul zice că vrea să stai de vorbă. Zic, auzi, eu n-am un job local. Eu sunt când în Flagstaff, când în Mesa, când în Nord, când în Sud. Și când voi fi mai liber, vă sun și vă spun că pot să vin. Dar nu, acum nu. Treaba ta, zici. Nu, ok. A închis și după 2 minute mă sună din nou telefonul. Tot ea. Zice, bă, uite, doctorul vrea să vorbească cu tine. Dați-mi doctor. Mă întreabă doctorul. Mă, zice, tu ești ăla cu osul de pește? Zic, da. Bă, tu ai cancer în stomac. Și eu m-am dat la el, de ce mă sperie? Așa, dintr-o dată. Dintr-o dată. De ce mă sperie, domnule, așa? Zice, mă, pe urmă, el a văzut că nu a fost prea bine ce a zis, zice, auzi, zice, uite care, dar vino să stăm de vorbă ca să-ți explic ceva, cum e situația. Dacă... Ok, zic, faceți-mă apoi, mă știm bine. Pe urmă, îmi dă iar nursa, fata aia, și mi-a făcut apoi. Asistenta americană, asistenta... v-a făcut programarea. Programarea și m-am dus. În ziua respectivă sau... Nu, peste două zile. Așa, ceva, așa ceva. Așa. M-am dus și apoi mi-a explicat, mi-a arătat poza că ei, când mi-a scos ăsta, le s-a părut ceva suspect în stomacul meu. Ei... Acum găsim da, răspuns. Sigur. Deci ei, când au scos osul afară, cu o cameră video... Le s-a părut ceva suspect mai jos în stomacul meu. Așa. Și atunci ei a pătruns mai, după ce a luat osul afară, a pătruns și a făcut o poză acolo și a luat și, ei mi-a spus că a luat și biopsie. Așa. Și tot, mi-a dat drumul acasă și mi-a făcut, de aia mi-a făcut peste 2 zile să mă duc. Deci au avut proze cu ce au descoperit poza în stomac, acolo, au luat și biopsie pentru a trimite la laborator și vestea și tristă, dar și neașteptată, complet neașteptată, prin surprindere, a fost că aveți cancer. Da. Dar dumneavoastră n-ați știut nimic, n-ați simțit nimic, n-ați avut simptome, n-ați avut probleme de niciun fel. Nici o problemă, tocmai asta, că eu nici n-am vrut să cred și nici să-i bag în seamă. M-am dus la... când mi-a spus... ei vestea că eu am cancer, am sunat de acolo, de la locul de muncă, eram undeva așa, că aveam geabul mai departe de companie, și apoi am sunat la companie și le-am spus așa, la măi, zic, uite, mi-a zis doctorul că eu am cancer în stomac. Ăia, că engleza mea nu era chiar așa de bună, what? Ce ai zis tu? Vorbește ei între ei acolo. Mă întrebă din nou, cancer în stomac? Că ei știa că eu nici o simptomă, nici vorbă, plin de viață, plin de energie, nu dureri, nu ce vorbești, nici vorbă de nimic. Zic, domnule, lasă-mă în pace, că eu n-am treabă cu ăștia. Zic, zice, vrei să te duci acasă? Ei știa ce înseamnă lucrul ăsta, eu nu știam, era pe la 12, 1, 2, nu știu, era ora așa. Zice, dacă vrei să te duci acasă, uite, lasă geabul acolo cum este, trimite mâine un om să-l continue și tu poți să te duci, faci ce vrei tu, zice, te duci acasă, relax, nu știu ce. Nu, domnule, eu termin geabul, n-am eu treabă cu ăștia, nu-mi bag eu în seamă. Dar după ce am închis telefonul cu ei, mi s-a parcă am început să mi se măie picioarele, mâinile, n-am mai avut poftă de lucru, i-am sunat, plec acasă. Am pus scurile în mașină și am plecat acasă. Și de-acu' alea a început, m-am prezentat la medici și a început să ia ei, să facă analizele și să ăstea și că am început de cancer în stomac. Și apoi m-am lăsat pe mâinile lor și
Deci vi s-a confirmat că totuși e un caz real, nu e o poveste, nu e o invenție a medicilor, ci că într-adevăr aveți cancer la stomac. Am încercat să fac și second opinion, că nu-i credeam, că unii îmi spunea că vezi mă de treaba ta că ăștia mint, vede că ai insurance bun și vrea să te opereze ca să ia bani după tine. Tu nu vezi, zice, tu ești un bolnav. Că nu eram bolnav, nici vorbă, eram ca un fecior. Și apoi deci dacă... aveați toate motivele să credeți că e o conspirație la mijloc și că medicii își caută de lucru pentru că aveați o asigurare medicală bună. Dar nu. Ați ajuns să credeți. Așa. Și după aceea am cedat și ei au constatat și mai mulți medici, că au fost mai mulți care au fost medicul de familie și încă vreo 3 medici care au constatat lucrurile și le-a știut. Și apoi m-a chemat, era un om chiar credincios, medicul care m-a operat chiar era religios, foarte religios, s-a rugat împreună cu mine și a zis că eu te operez, dar numai mâna lui Dumnezeu, zice. Și pe urmă mi-a explicat cum o să-mi fac operația. Zice, o să scoatem tot stomacul, zice. Când am auzit că s-a scos tot stomacul, eu nu auzisem așa ceva. Am auzit și eu că a avut operație de stomac și a tăiat un sfert de stomac, o jumătate de stomac. 3 sferturi de stomac am auzit la unii. Dar nu tot stomacul. Cum să-mi tai stomacul tot afară? Nu, zice, tu nu știi, dar mai sunt cazuri, zice, mai sunt cazuri. Și noi stăiem ăsta totul ăla. Zic, dar cum faceți atunci? Luați piese de la Home Depot și sudați acolo? Ce faceți? Eu ca un fel de glumă. Zice, nu știu ce. Și apoi ea mi-a spus că un intestin care este acolo mai aproape îl cuplează cu esofagul și îl sudează cu ce l-a sudat, nu știu. Deci și pur și simplu o să estirpeze stomacul și are să unească esofagul cu intestinul. Eliminarea stomacului. Și după aia vă dați seama că am devenit ca o, eu ziceam, ca o râmă. Ce sunt eu? Fără stomac. Fără nimic. Cum să mai mănânc? Și cine să putea să uita spre mâncare? Că atunci când mi-a aducea ei mâncare, după ce m-au operat, mi-a aducea friptură de porc, le puneam în față. Mie îmi vinea așa, aveam o stare pentru mâncare, că îmi vinea să nu o văd, să o ia repede, să nu mai văd. N-aveați poftă de mâncare, atracție? Nu puteam să... Dacă luam ceva în gură, trebuia să o jumătate de oră, fără să exagerez, trebuia să o mestic ca să o pot înghiți și nu puteam să o înghițeam, o puneam la garbage. Și așa a fost. Pe urmă a fost vreo 2 ani. Trebuia să mor, adică trebuia să mor, că doar eram numai oase și piele, dacă nu mănânci, după operație. Și nu puteam să mănânc niciun fel de mâncare, niciun fel, nu știu, mi-a băgat ei bine o perioadă de timp prin perfuzie. Asta m-a mai ținut, sigur. Dar m-a ținut câteva săptămâni, o lună. Și cât a durat procesul de recuperare înspre normalitate? Înspre normalitate, poate mai bine de 2 ani. 2 ani de zile. Da, după ce am venit acasă... Luptă între viață și moarte. Nu puteam să mănânc nimica. Și într-o zi i-am spus, am avut o inspirație, probabil, inspirația a fost, după ce nu vedeam că nu pot să mănânc. I-am zis la soția, fă-mi tu mie o supă din asta care ți le spun eu, vreo 10 lucruri de verdețuri de care vrei tu, de țelină, morcovi, fără de fel de ieru, 10 să fie, 8-10 de alea să le pui toate amestecate, niciun fel de pretenție n-am, fierbele și fă-mi o supă și dă-mi mie supele aia. Și mi-a dat din aia și din aia am putut să înghit. Un pic, nu mult, un pic așa. Și am înghițit cât un pic și supa aia o mănâncă și acum, după 10 ani, din 2003 s-a întâmplat asta. Deci 11 ani. 11 ani. Acum, totuși, vă bucurați de o viață cât de aproape de normal. Eu, așa, sigur că da. Puteți să consumați orice, dar în cantitate mai redusă și mai atent. Chiar totuși, că așa este. Un regim mai atent. Așa este, aproape de normal. Ce mi se pare foarte interesant la experiența aceasta e faptul că dumneavoastră aveați cancer, dar n-ați știut nimic. Niciun. Noi știm din rapoartele celor din domeniu că un astfel de cancer omoară și omoară foarte repede și omoară prin surprindere. O mulțime de oameni mor în America și în lume din cauza cancerului la stomac
pentru că nu se anunță. E un cancer care le ia pe om prin surprindere și când îl descoperă deja este prea târziu, a ajuns la esofag, se extinde. Ce mi se pare foarte interesant e faptul că dumneavoastră ați fost salvat de cancerul la stomac datorită unui os pe care l-ați înghițit la întâmplare. Noi, ca și credincioși, ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem îndreptățiți să spunem că Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, care pregătește toate lucrurile, care face ca toate lucrurile să se ducă la îndeplinire, acest Dumnezeu a îngăduit din neștiință, într-o bună seară, să înghițiți osul respectiv din supă, să se oprească în esofag, pentru ca să ajungeți la medic, ca să fiți salvat. Dacă dumneavoastră n-ați fi trecut printr-o astfel de experiență, probabil că acest cancer era descoperit mult prea târziu și nu mai putea să existe salvare, dar Dumnezeu care stabilește numărul zilelor, Dumnezeu care stabilește cât timp petrecem pe pământul acesta, a găsit o cale oarecum banală pentru noi în care să descoperiți că aveți cancer și să poată interveni oamenii, medicii și chiar printr-o intervenție omenească Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul. E corectă o astfel de interpretare? Dumneavoastră cum o interpretați? E perfect corectă, pentru că chiar tot, nu un medic, toți medicii au zis că ăsta e un miracol. Pentru că dacă tu nu te necai cu osul de pește, cine se gândea să se uite în stomacul tău să vadă că tu ai un început de cancer? E miracol, toți au spus că e miracol și eu îl văd că e miracol și apoi de ce a îngăduit Dumnezeu miracolul? Probabil că, să nu zicem că pentru prea multe lucruri, cred că mai multe lucruri a avut Dumnezeu în vedere ca să se întâmple lucrul ăsta, pentru mai mulți din comunitatea care mă cunoaște, pentru familia mea, pentru copiii mei. Dacă nu și pentru interviul ăsta. Pentru telespectatorii care ne urmăresc și care au parte de experiența dumneavoastră, pentru cei care sunt credincioși să fie mai încredințați că Dumnezeu se implică în mod direct în viețile noastre și pentru scepticii care sperăm că avem și din aceia care ne urmăresc, să fie aduși la credință, să fie aduși la Evanghelie, să fie aduși la cuvânt, să fie aduși la Dumnezeu. Iar pentru atei, dacă avem și atei care ne urmăresc, cel puțin să se nască niște semne de întrebare care și acelea să-i aducă la Hristos. Frate Mitică, vă mulțumim foarte mult pentru timpul care l-ați pus deoparte, să stați de vorbă cu noi, să împărtășiți cu noi și cu toți cei care ne urmăresc aceste cel puțin două frumoase experiențe, experiența întoarcerii la Dumnezeu și experiența salvării și prelungirii vieții pe care Dumnezeu a avut-o în vedere. Vă mulțumim și vă dorim multă binecuvântare. Cât timp Dumnezeu vă mai dă sănătate și viață să puteți să slujiți Lui, dumneavoastră și familia dumneavoastră și să vă bucurați de viață și să fiți de folos pentru alții. Iubiți telespectatori, încheiem aici emisiunea noastră din ziua de azi, mulțumindu-vă încă o dată pentru că ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră și să urmăriți emisiunea noastră. Dorim din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze din belșug, mai mult ca orice, cu cunoașterea Lui și cu viața veșnică. Rugați-vă în continuare pentru noi și pentru televiziunea Credo, pentru ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Vă mulțumim încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvânteze.